Am fost la Ramona ca să nu mergi tu. Cu plăcere. Este incredibil de prost. Și în acest clip am să vă încerc să vă demonstrez de ce. Am să încerc să fiu obiectiv, dar dacă fac greșeli, vă rog frumos să mi le spuneți în comentarii. Spoiler alert pentru fanii cărții, o să fiți mega dezamăgiți de film pentru că am înțeles că nu respectă. Am să fac o animație pe ecran cu elemente ale poveștii. Dacă deja ați văzut filmul, puteți să săriți peste asta. Filmul începe cu Ramona fiind bună pentru cameră. Atât. Fără vreo logică sau motivație, e doar o serie de cadre care arată formele. Automat, înțelegem, trebuie să ne atragă atenția că despre ea e filmul ăsta. Fair play. Andrei e în cealaltă cameră și o place pe Ramona. Exersează să vorbească cu ea, își face tupeu repetând singur replicile de agățat. Fiindcă nu are tupeu să abordeze, deducem că e ultimul fraier. Apar prietenii lui și dau o țigară cu marihuana. Dar, fiindcă este film pentru copii, vocea monologului interior al lui Andrei spune către cameră că ei nu fumau un joint, ei mâncau o banană. Faza e copiată, dacă ați văzut serialul How I Met Your Mother, știți că acolo este cu asta cu un sandwich. Andrei prindește curaj și ajunge să danseze cu Ramona. Dar fiindcă băuse, dar fiindcă fumase, îl cheamă nevoia la baie. Ajunge la baie și acolo, cel mai grețos crnat posibil pe care l-am văzut vreodată într-un film, îl așteaptă în vasul de WC. Moment în care toată sala de cinema a fost ceva genul "Haide!" Iese fără să facă nimic, nu o lasă pe Ramona să intre ca să vezi, doamne, evită o situație neplăcută și apoi un prieten de-a lui, care intră după el, începe să urle, bă, să vedeți ce-a făcut Andrei. Deci automat îl face de râs. Se mai întâmplă faza după aia pe care nu mai ții minte, oricum e relevantă pentru restul poveștii, cred că pur și simplu mai este o fază în care ajung la școală și după aia din nou ajung la o altă petrecere. În orice caz, la petrecerea respectivă, Ramona vorbea cu prietenele ei, n-am făcut niciodată sex cu un virgin. Nu mai țin de cum ajunge să danseze cu el, dar pur și simplu ea începe să-i pună mâinile pe fund, să se frece pe lângă el. Andrei se simte bine. Ramona le ia frumos de haine, îl bagă într-o cameră și vrea să facă sex cu el. Dar prostul o refuză, pentru că el vrea relație. Monologul interior ne spune că oricum își dăduse drumul și nu putea să facă nimic. Ramona pleacă nervoasă de acolo. După câteva zile la școală, Ramona se combină cu Silviu, care teoretic poate să se prieten bun cu Andrei. Ăștia doi se lingă într-una, până când Andrei, ca prostul, îi spune lui Silviu că ar trebui să renunțe la Ramona pentru că ei sunt prieteni de mai de multă vreme și n-ar trebui să existe o femeie între ei. Cei doi încep să se certe, în momentul în care Silviu îi dă mare pumn în ochiul lui Andrei. Andrei pleacă cu masa la mare. Acolo cunoaște pe Ramona. Ea e o tipă cu care ajunge să facă sex. Între timp, Ramona sună, dar el îi dă ignor. Anemona ajunge la concluzia că nu poate să fie cu Andrei pentru că ea are prieten. Așa că se despart. Fără să lase telefon, fără să lase nici pe dracu, nici Messenger, nici Instagram. Și Andrei pleacă supărat. Pe drumul spre București, Ramona îi dă mesaj că o bate Silviu. Așa că Andrei, ca ultimul cățeluș, normal că se bagă pe la ea. Când se văd să ceartă, Ramona îi dă o palmă, ăsta o înjură și pleacă de acolo. Andrei se preface taximetrist, obține cumva de la hotelul unde lucrase Anemona numărul ei, o sună, ajunge la ea, stă la ea câteva zile, fac niște... Și după aia iar se ceartă pentru că ea încă are prieteni și nu poate să renunțe la el. Trist. Andrei e așa de supărat că pleacă numai într-o stop. Nu tu telefon, nu tu haine, nu tu chestii care au venit, nu tu pormoneu. El pleacă numai într-o stop. Ea trebuie supărat. Între timp, Ramona pornește zvonul că Andrei și prietenul lui bun, Alin, sunt gay. Andrei ajunge să nu mai aibă prieteni, nu mai poate să vorbească cu nimeni, decât cu o singură persoană, o tipă grăsuță, Carla. Ei mănâncă o banană și apoi Carla, cumva, într-o scenă care e foarte ambiguă, face sex cu Andrei. Deși pare puțin viol. Scrieți-mi voi dacă a fost sau nu și ați văzut prostia asta. Andrei e supărat pe faza asta, orice până la grase, frate. Și se gândește să reinventeze. Se tunde și-a niște brățări și niște inele și gata, e cel mai bun om de pe planetă. De parcă asta îți trebuie ca să combine orice femeie. Să fii tuns, proaspăt și să ai niște brățări pe mână. Mai e de prost scris în momentul când venea să cred că Bujor a fost printre scriitori și mă așteptam oricând să văd că o ține loc și după aia boom, kiss. Ramona salivează maxim după Andrei, dar ăsta o arde ca și el în videoclipuri, așa, știi? Hai că am treabă. Andrei vorbește cu tipa grăsuță, vrea să-i spună că nu există nimic între ei, dar până se apucă să zică chestia asta, grăsuța îl bagă în friendzone. Epa! Andrei creează un bilet fals pe care scrie "Vrei să fii iubita mea?" semnat Silviu și îl pune grăsuței pe masă. Ea se uită, vede "Oh my god, da, Silviu, vreau să fiu iubita ta." Silviu e ceva de genul "Ce vrei de la mine?" Nu înțelegi ce se întâmplă, ea... se ceartă cu Silviu, Silviu se ceartă cu ea, la un moment dat el o insultă, ea îi dă pumn
Stăteam în scenă. Andrei și Ramona ies la o întâlnire într-un turn, nebunul de el, romanticul. Ea crede că el o vrea doar pentru corpul ei, la fel ca restul bărbaților. El îi dă o replică de aia super mega de căcat, cum, oh, te-am adus în turnul ăsta ca să vezi cum te văd eu pe tine, deasupra tuturor. Ea e like, oh my god, da, replica asta era exact de ce aveam nevoie, până acum eram uscat, acum... Dar Andrei încă se gândește la anemona în timp ce o sărută pe asta. În orice caz, ajung acasă, urmează o secvență de sex în hall care pare copiată după 50 Shades și după asta încep să aibă o relație. Oficial. O arde așa fericit până că la un moment dat Andrei primește mesaj de la anemona: bă, sunt în oraș. Panică, stai să vezi ce se întâmplă. Andrei o lasă pe proastă în mijlocul intersecției și după aia merge să ia pe cealaltă, să o duc acasă. După câteva ore de stat cu anemona, Andrei ajunge la concluzia că trebuie să aleagă unul dintre cele două fete. Ramona îi dă mesaj, bă, vezi că jos, ăsta coboară, îi dă papucii și o scăpa de o grijă. Andrei și anemona se mută la București, au o relație fericită, el scrie un bestseller, aparent, și aparent așa se numește cartea asta, bestseller. Aha. Și Andrei iese la o berică cu Alin. Pentru că el ca bău și îi pune un check-in, cine crezi că vede check-in-ul? Ramona, ești prost și mai puțin de un minut ajunge lângă el. Beau niște shoturi de dragul amintirilor trecute și după aia el vrea să ajungă acasă. Ea se oferă să-l conducă pentru că nu erau taxiuri. Motivul pentru care el acceptă e pentru că îi arată că e logodit. Ea conduce foarte haotic, aproape face accident, aproape îi omoară. La un dat trage pe dreapta, începe să plângă și dacă tot era în poala lui, începe la un dat să... Să facă titlu cărții. El, fiind într-o relație, fiind foarte mulțumit de relația în care era, evident că accepte că nu e prost. Dar ce-i dracu? După aia se simte vinovat și vorbește cu Alin. Bă, ce-am făcut? Ești prost? Am greșit. Alin zice, bă, taci, nu află nimeni. Ajunge Andrei acasă, se uită peste tot. Nu tu poză, nu tu anemona, nu tu chestiile ei. O rămas singur ca prostul și a rămas cu un bilet pe care scrie, am plecat. Să vezi tu interpretarea de Oscar când a mea începe să urle pe acolo ca prostul. Nu! Se mai vaie de el puțin ca un fotbalist atins de o pană și din toată naratorul începe să converseze cu el. Îi spune că poate să-și repare greșeala mergând înapoi în timp. Și Andrei merge la începutul filmului și fără motiv îi dă un pumn lui Silviu. Adică... Și gata, final, the end, cred, numai. S-a aprins lumina în sala de cinema și eram toți ceva genul. Mă doare capul. Recapitulare. Avem momentele astea din film la care o să fac referință. Început, joint, pup, Andrei refuză pe Ramona, Ramona e cu Silviu, Andrei apum de la Silviu, apariția anemonei, ignorarea Ramonei, dispariția anemonei, cearta cu Ramona, sex și cearta cu anemona, sex cu grasa, tot și bijuterii, grasă pum Silviu, date cu Ramona, relație cu Ramona, apariția anemona, papucea la Ramonei, eșlatul anemonei, papucea la Andrei, final ilogic. Problemele poveștii. O poveste bună are niște elemente. Știi ce vrea eroul, cine e anti-eroul și ce vrea el. Știi ce obstacole sunt, știi ce pornește acțiunea, știi când e punctul culminant și știi când se termină. Povestea are la fel de mult sens dacă începi să tai bucăți din ea. Cum ar fi? Începutul, faza cu jointul, rahatul, bătaia dintre Grăsuță și Silviu, putem elimina faptul că a scris cartea, putem elimina faptul că s-a mutat la București și multe alte chestii pe care oricum nu vi le-am zis deja. Dialogul e prost scris, dar măcar are vreo 3 replici bune. Și hai să intrăm în problemele ale personajelor. Andrei o vrea pe Ramona, apoi nu o vrea pe Ramona, apoi o vrea din nou, apoi nu o vrea, apoi lasă să facă un oral, deci o vrea doar pentru sex. Un pic misogin. Majoritatea timpului nu știe de ce face lucrurile pe care le face și fiindcă pentru el nu e clar ce vrea, nici pentru noi ca spectator nu e foarte clar. Ramona, am și notat pentru că nu vreau să greșesc. Nu vrea nimic, apoi îl vrea pe Andrei, apoi nu-l vrea, apoi îl vrea, apoi nu-l vrea, apoi îl vrea pe Andrei, apoi nu-l vrea, dar îi face un oral să se răzbune pe el. Nu e clar nici la ea de ce face ceea ce face, decât foarte rar explicat după. Prima dată că se combină cu Andrei, fusese pentru că ea povestea că nu se combinase cu un virgin. Dar hai să fim serioși, ce tipă care se respectă se combină cu un virgin care e considerat cel mai prost din societate, care vorbește singur ca să-și facă curaj și e deja obsedat de tine de câțiva ani, după ce el o refuză când ea îl vrea odată? Și ea e într-o relație cu Silviu fără motiv, fără să fi fost prieten înainte, fără să fi fost o altă relație între ei decât un singur refuz, ea îi dă mesajul lui, bă, am nevoie de tine, Silviu mă bate. Nu prietenelor ei sau unui altui tip pe care îl place, ci unui ciumpălău care deja oricum a refuzat-o. E ca și cum ai primit un mesaj de la Antonia care îți spune, de ce nu vii la concertele mele? Când ea te-a văzut o singură dată pe stradă sau i-ai ținut ușa la un eveniment, adică... Ar fi justificată chestia asta acum, de fapt, că ea vrea pentru că el o ignoră. Și după aia, când el nu o mai ignoră, gata, s-a săturat de el. Și după ce trece puțină vreme și
Andrei își cumpără niște brățări, se tunde puțin, gata, e moartă după el, adică ești prost, schimbare maximă de personaj. A, și după ce el îi dă papucii și o lasă în stradă după ce o lăsase câteva ore în mijlocul unei intersecții ca pe ultima cârpă, ea încă vrea să facă sex cu el. Bă, mâncați-aș, cât de misogin să fii că să crezi că o femeie ar sta pentru tine în orice condiții? Anemona îl vrea pe Andrei, dar îl refuză pentru că are prieten. După aia îl vrea din nou pe Andrei, dar încă e nesigură de faptul că are prieten. Și la un moment dat își părăsește prietenul pentru a fi cu Andrei. Asta e un personaj plauzibil, dar e terț. Când personajul principal și cel secundar sunt prost construite, degeaba e restul personajelor care sunt cât de cât plauzibile, pentru că ăia doi trebuie să care filmul. Mama lui Andrei e un personaj complet inutil care are doar efect comic, nu avansează cu nimic acțiunea decât printr-o singură replică care poate fi înlocuită de un citat de pe Facebook. Dacă Andrei citea chestia pe care a zis-o maică-sa pe Facebook, era la fel de valabilă povestea. Gârsuța e la fel de inutilă pentru dezvoltarea poveștii și inclusiv Alin poate fi înlocuit de un apel telefonic. Din când în când mai apar și celebrități doar de dragul de a avea celebrități în film, ca să ne distrag atenția de la poveste. La fel, nu ajută cu nimic firul narrativ. Am recunoscut-o pe Giurcano, pe Gina Pistol, pe Smiley, pe Cristina Ih, pe Andrei Ciobanu și pe Feli. Dar mai sunt alții, sigur nu i-am văzut eu. Probleme de montaj. Mai sunt faze copiate. De la faza cu banana care reprezintă jointul, care e copiată din How I Met Your Mother, cu siguranță, dacă nu și din alte filme, la scena de sex din 50 Shades of Grey, la faza de animații din filmul Scott Pilgrim vs. The World. Dar hai să strim peste astea. Filmul e super saturat cu metafore pentru sex. De la degete băgate în fructe, în borcane de miere, la lămâi care au piercing-uri în ele ca să reprezinte sâni, punctul culminant, evident, sticla de șampanie care explodează și se curge. Problema audio. Este o chestie care distruge complet iluzia de film. Pentru mine, în momentul în care am auzit vocea lui Andrei Ciobanu în engleză, diferită de vocea pe care știu eu că are el în mod normal, urmărindu-l la stand-up-ul său de la radio, în momentul în care s-a întâmplat să înțeleg asta, am început să mă detașez complet de film, pentru că era cea mai ciudată experiență posibilă. Bogdan, actorul principal, e râit. Deci și pe el se poate să-l fi schimbat. Nu sunt sigur pe cât s-a schimbat, dar cu siguranță a fost suficient ca să se spargă iluzia de cinematografie de succes. Muzica aleasă a fost bună. Păcadea. Interviuri. Filmul ăsta are o campanie de marketing exagerată. S-a vorbit peste tot de el, toată lumea l-a lăudat. Tânăsă George spune că a râs. A, da, spune că îl recomandă. Alina Eremia a fost tot timpul cu gura până la urechi. Lino Golden spune că e spectaculos. Și mulți alții îl laudă de parcă ar fi un film trimis de Dumnezeu pe pământ pe planul românesc. Bă, am doar două concluzii la situația asta. Ori toți oamenii care laudă sunt idioți și nu știu despre ce vorbesc, ori cumva au un câștig de a spune că filmul e bun când filmul e prost. Poate au fost plătiți, poate le-a fost oferită reclamă la un post de radio unde unul dintre scriitori lucrează, cine știe. Vă las pe voi să înțelegeți asta. Ăsta e exact motivul pentru care nu folosesc nicio imagine din film. Pentru că nu vreau să fiu acuzat de faptul că am folosit imagini care sunt protejate de drepturi de copyright. Și nu vreau să-mi dea jos cineva clipul ăsta. Vreau să se știe cât de prost e filmul. Și nu e hate ce spun, e doar observație. Părți bune. Calitatea imaginii, costumația actorilor, bă, și erau actori frumoși. Talentați nu mi-am dat seama, dar măcar frumoși. Alte probleme. Filmul e plin și de momente misogine. Aproape tot timpul femeile se îndrăgostesc de persoane masculine care n-au nicio valoare, n-au nicio virtute morală, pur și simplu sunt acolo. Când am fost de la cinema, erau vreo 50 de oameni în sală. După vreo jumătate de oră au plecat vreo 3 femei. Sunt sigur că mai sunt și alte persoane care au plecat. Plus că personajele nu se transformă pe parcursul filmului, rămân la fel. De ce să vă uitați la filmul ăsta? Dacă faceți și voi clipuri pe net, uitați-vă să vă simțiți mai bine despre calitatea conținutului pe care îl faceți. Oricât de praf sau de amator ați fi, puteți fi siguri că există și alții care fac chestii mai idiote. Și eu am schițe proaste, și eu am schițe în care am dat greș, și eu am schițe care dau puțin spre penibil. Asta e, o să mă asum. Scopul meu e să învăț ceva din asta. Sunt sigur că Andrei Ciobanu o să spună că e un film bun, întrucât e copilul lui. E până la urmă un proiect la care am muncit foarte multă vreme și înțeleg asta. Din păcate, ăsta e un film prost. Dacă va face filme mai bune pe viitor, voi fi primul care recunoaște că a făcut progres. Dacă o să recunoască despre filmul ăsta că se putea mai bine, o să-l felicit pentru sinceritate. Însă, momentan, filmul trebuie vândut. Deci tot ce trebuie să se spună din partea oamenilor care l-au creat sau oamenii care sunt implicați în producție și marketing e că filmul este genial, pentru că așa o să te facă să-l vezi. Nu o să fie nici un om atât de prost încât să zică da, man, am încercat, nu ne-a ieșit, dar măcar am făcut ceva. Vă las pe voi să vă uitați la review-urile altor oameni. Puteți deduce singur ceva de aici. Concluzia. Filmul ăsta este tragicomedie. Plângi după banii pe care ai dat pe bilet
și râs de proștii care intră. Știu expresia asta de la taică-meu, dar nu mă așteptam vreodată să o folosesc. Uite că se întâmplă și asta. Merită văzut în cinema? Nu. Merită văzut însă în afara cinemaului? Tot nu. Dar, dacă vreți să-l vedeți, puteți să așteptați să apară versiunea online și puteți să o piratați și să vă uitați apoi. A, nu, stai, că piratarea e de fapt ilegală. Voi nu faceți chestii ilegale. Voi nu piratați. Voi mâncați o banană. Asta a fost clipul. Lăsați-mi un comentariu dacă nu sunteți de acord și o să vă demonstrez că n-aveți dreptate. Sunt sigur că puteți da cu hate, o să-mi ajute canalul, pentru că orice comentariu, inclusiv negativ, îmi indexează clipul mai bine. Până data viitoare, uitați-vă la alte temene pe care le fac eu pe canalul ăsta, să vă distrați și vă pup!